Pompierii hunedoreni nu se pot plânge de plictiseală, întrucât au mult de lucru. Astfel, doar în cursul săptămânii trecute, pompierii au avut aproape 400 de intervenții, dintre care 13 au reprezentat incendii în locuințe, la care se mai adaugă și acțiunile de verificare a secțiilor ATI de la spitalele din județul Hunedoara. Săptămâna trecută a fost una de foc pentru pompierii hunedoreni, aceștia fiind solicitați la peste 375 de intervenții. Din totalul acestora, 312 au fost reprezentate de misiunile echipajelor SMURD. 63 de intervenții au fost înregistrate la arderi necontrolate de pășune, vegetație uscată și litieră, fiind afectat un număr de peste 470 de hectare de teren. Doar în data de 20 martie au avut loc 15 incendii de acest fel, culminând cu incendiul care s-a manifestat între localitățile Homorod și Giuagiu, în urma căruia au ars 180 de hectare de vegetație uscată și 3.000 de metri pătrați de litieră. Ținând cont de numeroasele incendii provocate de arderile necontrolate de vegetație uscată, pompierii recomandă populației să nu mai folosească această metodă de igienizare a terenurilor. Pe de altă parte, chiar dacă pompierii au intervenit pentru stingerea mai mult de 10 focuri pe zi, nu s-au înregistrat victime omenești în urma acestor incendii.